Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Maxim Vlad. Părinte, Doamne ajută și bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am regăsit! Dragi ascultători, sunteți alături de noi, nu uitați numărul de telefon 0241-515-266 cu tarif normal rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu tarif normal rețeaua Telecom. Aveți de asemenea contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea într-un singur cuvânt. Ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Dragi ascultători, astăzi vom încerca, bineînțeles, să vorbim despre Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu, sau mai bine despre cine zic oamenii că este Dumnezeu. Să știți că pare o întrebare sau o atitudine oarecum obraznică, poate că și este la un moment dat, dar era necesară și ca să fiu acoperit, mă apropii de Sfânta Scriptură, însuși Mântuitorul la un moment dat, un moment al mărturisirii sale, al misiunii sale, s-a apropiat de oameni, de cei mai care erau mai apropiați, de ucenicii săi, care mă petreceam mult timp împreună și a încercat să testeze acest nivel de cunoaștere. În virtutea curiozității, în virtutea credinței, în virtutea nădejdilor și istorice și politice, dar și spirituale, voia să vadă cam la ce nivel s-a ridicat părerea oamenilor despre el. Ceea ce înseamnă că, dacă Mântuitorul s-a interesat de lucrul acesta, înseamnă că această atitudine, această relație, acest nivel de cunoaștere în popor, în umanitate, la orice timp, e necesar de cunoscut. Și poate că este bine să lucrăm pe nivelul acesta. De aceea, Părinte, pe făgașul acestui discurs, vă întreb în câteva cuvinte ca să ne introduceți în temă. Cine este Dumnezeu? Despre Dumnezeu vorbește omul în fel și chip, toți sunt specialiști. Și totuși, dacă e să luăm la amănunt, s-ar putea ca unii să potignească la întrebarea asta simplă. Cine este Dumnezeu? De fapt, această întrebare aparent simplă a suscitat din partea oamenilor răspunsuri variate. De-a lungul istoriei umanității, istoriei scrise, da, constatăm că omul a fost întotdeauna preocupat de două aspecte fundamentale ale existenței sale. Cine stă la originea apariției sale? Cum se numește acest creator al său, da? Și cine este el? Cum arată el? Cum este el? Ce fel este el? Care sunt caracteristicile? Care sunt calitățile? Și așa mai departe. Și atunci avem de-a face și omul a avut de-a face cu două căi de cunoaștere a propriei sale origini și a celui care l-a adus la existență. Calea naturală pe care a avut-o la dispoziție permanentă, adică calea deductibilă a deducției bazată pe observație și pe concluzii formulate ca urmare a unei abordări logice pe principiul cauză-efect. Pornind de la niște premise, omul a încercat să ajungă la niște concluzii, evident, logice, raționale, de bun simț, și calea supranaturală, da, care este, să spun așa, sau corespunde, de fapt, intenției și libertății lui Dumnezeu de a se exprima, și aceasta este apanajul exclusiv al lui Dumnezeu, pentru că prin calea supranaturală Dumnezeu are inițiativa de a-i comunica omului exact acest lucru. Cine este el de fapt? Ce a vrut să facă cu lumea, de ce a adus lumea la existență, de ce l-a creat pe om și care sunt intențiile sale și ce fel, care este structura lui interioară, structura lui divină. Este o structură pozitivă, bună, benefică sau este o structură negativă care se manifestă în
În defavoarea omului, adică în relația cu omul, de fapt, Dumnezeu este stăpânul și omul este sclavul. E, aceste două căi, calea naturală, da? Și calea supranaturală, numite și căi ale revelației, ale descoperirii dumnezeiești, ne vorbesc nouă despre cine este și cum este Dumnezeu. Numai că calea naturală este o cale imperfectă, o cale nedesăvârșită. Este un drum pe care omul mergând nu poate să-l definească pe Dumnezeu așa cum este în realitate. De aceea a avut nevoie de intervenția lui Dumnezeu, de mesajele pe care Dumnezeu le-a transmis despre sine însuși, informații care veneau să corecteze concluziile logice sau mai puțin logice la care ajungea omul în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, în ceea ce privește forma sau modul de a fi a lui Dumnezeu. De aceea, atunci când omul nu a primit informațiile revelate și a rămas strict la s-a rezumat strict la concluziile la care a ajuns, nedesăvârșite, imperfecte, greșite, eronate și așa mai departe, în acel moment au apărut tot felul de contradicții, au apărut foarte multe scrieri, curente de gândire, religii, sisteme religioase în care prin intermediul cărora oamenii au proclamat sau l-au mărturisit pe Dumnezeu într-o anumită manieră, că Dumnezeu este într-un fel anume, că sunt mai mulți Dumnezei și avem de-a face cu panteonul politeist specific multor popoare, sau că Dumnezeu este unic, așa cum îl găsim în religiile monoteiste, iudaism, creștinism, mahomedanism, da? Sau că Dumnezeu este este totul, tot ceea ce există este Dumnezeu și avem de-a face cu o gândire de tip panteist în care Dumnezeu se confundă cu creația lui și creația este tot una cu Dumnezeu, specifică hinduismului, sau că Dumnezeu nu există așa cum îl întâlnim ideea în budism, pentru că budismul nu este o religie, ci este o filozofie parareligioasă, pentru că ea, concepția budistă exclude relația omului cu Dumnezeu. Ce Dumnezeu poate, ca persoană, ce Dumnezeu poate să ajungă, omul poate să ajungă singur la iluminare, la o anumită stare de elevație spirituală. Dumnezeu absent din creația lui, vedem regăsit această idee în tezele deiste sau chiar și mergând până la nihilism, în care Dumnezeu este mort sau nu există prin ateism ca și consecință ultimă a nihilismului. Deci există foarte multe moduri prin care omul poate și vrea și crede că îl poate descrie pe Dumnezeu și poate spune cine este Dumnezeu. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, ca Dumnezeu om, voia să știe care este percepția pe care oamenii o au despre El însuși și dacă oamenii înțeleg sau au înțeles că El este Dumnezeu om, că Dumnezeu trăiește ca om în acea perioadă istorică, într-un spațiu concret, într-o zonă geopolitică, să-i spunem, concretă, și că, într-adevăr, acel Dumnezeu întrupat este Dumnezeul unul, Dumnezeu adevărat, care vine și vorbește despre ceea ce i-a fost încredințat de către Dumnezeu Tatăl și că Dumnezeu este treime de persoane. Deci,
acestea sunt coordonatele în mare a felului în care omul a înțeles să-l gândească și să-l afirme pe Dumnezeu. De aceea e nevoie de ceea ce noi tot numim, biserica tot reclamă, și anume cunoașterea lui Dumnezeu din Scripturi, cunoașterea lui Dumnezeu pe calea revelației, adică cunoașterea informațiilor despre Dumnezeu pe care Dumnezeu însuși ni le transmite. Da, părinte, multe lucruri interesante ați spus, ați adus în prim plan, ar trebui poate multe minute, dar totuși vă întrebăm, pentru că sunt anumite aspecte care ar trebui să le gândim, zicem noi, de bun simț la un moment dat. Vorbeați despre calea naturală, adică stresul, agitația omului de a cunoaște pe Dumnezeu, simțind la un moment dat că într-adevăr este undeva o formă de la ziua ceva superior care se mișcă și care coordonează existența. Înțelegem totuși că, practic, este un fel de bâșbuire. Prin observație și analiză, el a căutat să afle. Este o cunoaștere de jos în sus. În mijloc acestei cunoașteri s-au înfiripat foarte multe religii, cum spuneați. Religii care la un moment dat au devenit cu drept de viață și de moarte în istorie. Exact. Oare nu este o aberație pe un colos de lut să creezi legi de oțel care să-ți ia gâtul? Exact. Un fundament slab sau un aer, cum spune românul, să creezi săbii care pot să-ți ia gâtul viitorului religii. Așa este. Nu e cam departe dusă problema? Ba da, dar oamenii au ales să creadă. Să creadă ceea ce spun oamenii despre oameni sau despre Dumnezeu, sau să aleagă să creadă ceea ce spune Dumnezeu despre sine și despre oameni. Și Dumnezeu cred că a îngăduit cu acesta ca să, adică oamenii să selecteze. Ai de ales pe cine crezi, pe mâna cui mergi, pe cine crezi pe cuvânt, pentru că, vedeți, când Dumnezeu vorbește despre sine și despre oameni, atitudinea lui, mesajul lui se bazează pe iubire. Mesajul lui pornește de la grija, de la preocuparea și de la importanța pe care o oferă, o dă omului. Dumnezeu se îngrijește de demnitatea omului. Dumnezeu însuși, făcându-se om, subliniază acest interes pe care Dumnezeu îl are față de om, ca omului să fie bine, ca omul să fie fericit, ca omul să fie demn, pentru că omul este purtător al chipului său, este copia sa. Și atunci Dumnezeu însuși este interesat de binele omului. Dar ca omul să înțeleagă care sunt intențiile lui Dumnezeu, este important ca acesta să vrea să afle cine este Dumnezeu și să fie dispus să inițieze o anumită relație, un anumit tip de legătură cu acest Dumnezeu. O legătură bazată în primul rând pe niște coordonate foarte sănătoase, care, culmea, aceste coordonate sunt poruncile, da? În primul rând cele 10 porunci, care, culmea, ele se regăsesc În chiar discursul logic și de bun simț al firii omenești. Adică aceste corective, aceste instrucțiuni de utilizare ale creației, care sunt poruncile, se regăsesc, rezonează cu pornirile pozitive și cu modul de a fi al omului natural. Se regăsesc în corespondentele lor naturale din firea omului, din interiorul omului. Adică ceea ce vine din exterior vibrează și are rezonanță în interior. De aceea creștinismul, cum spuneau unii din teologii contemporani, sau unul dintre ei, este firea lucrurilor. Firea adâncă a lucrurilor, pentru că creștinismul, așa cum ne-a fost el descoperit de Hristos Domnul, adică modul, de fapt, ce e creștinismul, nu este o doctrină religioasă, o filozofie, o ideologie. Este un mod de viață pe care, dacă oamenii îl trăiesc sau și-l asumă, vor trăi în starea potrivit proiectului, adică vor trăi în starea firească a lucrurilor, într-o stare de
împlinire, de bine, de fericire, de... își vor atinge parametrii. Își vor atinge exact parametrii maximali pe care Dumnezeu i-a gândit pentru om. Despre asta e vorba. Și atunci este nevoie ca omul să știe cine este Dumnezeu. Lucrarea satanei este, are la bază tocmai această țintă. Să sucească mintea omului, să-l bulverseze și să-i creeze falși dumnezei sau să-l prezinte omului pe Dumnezeu ca fiind de fapt cel care este cauza propriei sale nefericiri. Să-l prezinte pe Dumnezeu ca fiind tiranul, ca fiind judecătorul aspru, ca fiind persoana care stă calea fericirii omului, care îi suprimă omului potențialitățile, care îl constrânge pe om la un mod de viață foarte diminuat, foarte limitat, care îl obligă pe om și îl supune la tot felul de prohibiții, care interzice omului să fie fericit. Acest tip de discurs, sub diverse forme, idei logice sau mai puțin logice, întemeiate filozofic, literar sau de altă natură, încearcă satana să aducă minții omului pentru a falsifica adevărata reprezentare a lui Dumnezeu în mintea omului. Da, chiar Sfântul Apostol Pavel preia acest aspect și îl explică în câteva cuvinte, într-una din poezile sale, spunând că chiar și păgânii, omul din fire face ale legii, numai că trebuie să o facă conștient, raportat la un Dumnezeu personal, nu așa ca o chemare a firii. Că vedeți cum spuneați, aceste chemări ale firii au fost preluate trunchiat și au apărut foarte multe... Și aceste chemări ale firii, aceste impulsuri, ele au fost contaminate, ele au fost deturnate, au fost transformate, au fost virusate. Ele nu mai au... finalitatea inițială, atunci când se manifestă aceste potențe, aceste posibilități umane, ele nu mai vizează scopul lor inițial, ele au fost deturnate și atunci, din cauza asta, e nevoie de o revalorificare a lor. Da, părinte, avem un telefon. Alo? Doamne ajută, vă ascultăm. Alo? Da. Da. Alo? Doamne ajută. Doamne ajută. La Godovii și iertate. Domnul, spune-te, da, da. Vreau și eu să vă pun două întrebări. Te ascultăm. Acum nu știu cum. Două întrebări. Una este, putem spune că singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul nostru ortodox, acum bineînțeles, după Iisus Hristos, așa cum este el, cum vedem noi. Da. Da. Asta e prima întrebare. Și a doua, întrebare care mă frământă de mai mult timp, să zic, dacă Mântuitorul a avut suflet și a fost om, bineînțeles că a avut suflet, ca și noi, unde este sufletul Mântuitorului, el fiind și Dumnezeu? Da. Adică Sfânta Treime, știți? Am înțeles. Da, întrebare interesantă. Unde este, atâta vreau să... Acum să răspundem... Pauză, răspundem la prima. Da. Doamne ajută, mulțumim, Tiber. Deci, prima era dacă Dumnezeu nostru este Dumnezeu adevărat. Dumnezeu. Da, eu spun cu certitudine, nu pentru că sunt slujitor al altarului, dar spun cu certitudine pentru că este Dumnezeu adevărat, pentru pornind de la afirmația Mântuitorului prin care se probează adevărul, orice pom se cunoaște după roade, după roadele lor îi veți cunoaște. Deci Dumnezeu afirmat în Evanghelia lui, prin Dumnezeu istoric ca om, Iisus Hristos, este Dumnezeu adevărat împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, pentru că învățătura lui și afirmațiile lui în istorie și consecințele sale, dar nu învățătura lui deformată și ideologizată de oameni, indiferent cum îi cheamă sau ce rol au în societate, că sunt slujitori la altar sau laici,
Pentru că au existat perioade în istorie în care Biblia și afirmațiile Mântuitorului Iisus Hristos, învățătura lui, au fost interpretate greșit, ideologizate, folosite politic, economic și așa mai departe pentru a justifica sau întemeia anumite acțiuni sau atitudini umane. Ci vorbesc de transpunerea cuvintelor și învățăturilor sale așa cum sunt în practică. E, această transpunere are anumite consecințe în viața omului și se remarcă un anumit tip de faptul că apar un anumit tip de relații între oameni, pornind de la aplicarea cuvintelor lui Hristos, adică ele să devină un program de viață, nu o ideologie, nu o speculație mentală, ci program de viață. A spus Domnul să-mi iubesc vrăjmașul. Ia să fac această experiență, să fac acest exercițiu, măcar o săptămână. Și o să văd cum se îmbunătățește starea mea interioară și cum oamenii îmi răspund pe măsură. Și aici, pentru că altfel vine nu știu care persoană care folosește un anumit tip de gândire mai mult sau mai puțin întemeiată teologic sau filozofic, care cochetează cu tot felul de curente de gândire. Așa și îmi spune că există o lege a atracției universale, că la iubire se răspunde cu iubire și așa mai departe, cu energiile cosmice, discursul cred că îl cunoașteți. Deci eu n-am nevoie de astfel de speculații. Eu dacă cuvântul lui Hristos transpus în faptă are consecințe clare, lucrează și are efecte verificabile, măsurabile. 2000 de ani de istorie. Exact. Ăsta este primul aspect. Deci trăirea după programul Iisus Hristos are consecințe practice la nivel personal, la nivel comunitar, la nivel social, la nivelul întregului corpus uman. Este interesant că și istoria fără Hristos a încercat să ajungă la un astfel de societate, o rânduire socialistă, chiar comunistă. În teorie era același lucru, numai că lipsea esența, lipsea izvorul, motorul. Păi și vedem pe ce... Și n-a reușit, n-a rezistat. Păi nu. Păi și cum s-a impus? Prin violență și prin crimă. Dând la o parte pe Dumnezeu din creația lui Dumnezeu, mentalitatea de viață a lui Dumnezeu, n-a rezistat istoria. Deci s-a folosit de niște metode care n-aveau nimic de a face cu felul în care Hristos propune să recuperăm pe oameni și să scoatem răul afară din societatea umană. Să spun că acest model au fost observat și dorit. Oamenii l-au vrut, dar fără Dumnezeu. Și n-a mers pentru că... pentru că lipsea aliantul, ingredientul. Nu putea să meargă, da. Așa. A doua întrebare era unde este sufletul Mântuitorului Iisus Hristos. Păi Mântuitorul Iisus Hristos a asumat în persoana sa dumnezească firea sa omenească, adică înseamnă fire care înseamnă trup și suflet. În momentul în care și-a asumat trupul și sufletul, el și le-a asumat pentru totdeauna. El când s-a înălțat la cer, s-a înălțat ca Dumnezeu om și s-a înălțat cu trupul, el fiind în același timp ca Dumnezeu în comuniune, pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, în comuniune de viață și de existență cu celelalte două persoane. Și sufletul lui Iisus Hristos este în persoana lui divino-umană. Adică nu e separat de Dumnezeu, ci e într-o unitate și într-o intimitate absolută cu dumnezeirea. Da, există o separație temporară a sufletului lui Hristos de trupul său atunci când vorbim de moartea pe cruce și de așezarea în mormânt. În perioada în care a stat în mormânt, atât trupul cât și sufletul erau unite în continuare cu dumnezeirea, numai că ele erau separate ca realități umane, ca realități create. Adică trupul era unit cu dumnezeirea, dar fără suflet și de aceea trupul nu s-a descompus, n-a intrat în proces de putrefacție. Sufletul unit cu dumnezeirea coborâse la iad și a dezlegat și a eliberat sufletele celor care erau ținute acolo. Și în același timp, el, ca Dumnezeu, era pe scaun cu Tatăl
și cu Duhul Sfânt, primind împreună, deci era cu Tatăl și cu Duhul Sfânt ca Dumnezeu. Dar în momentul în care sufletul, după ce a dezlegat durerile celor ferecați și pe cei ținuți acolo în iad, unit cu Dumnezeirea, a urcat la Tatăl și a inaugurat, a deschis ușile Raiului, dându-i posibilitatea tâlharului să intre împreună cu el în Rai. Da. Deci așa. Da, trebuie să înțelegem că sufletul Mântuitorului ca Dumnezeu, iar apoi sufletul s-a unit cu trupul, ele fiind rămânând în permanentă legătură și unire cu Dumnezeirea, și revenind sufletul în corpul lui Hristos, s-a produs învierea. Da. Deci sufletul divin al Mântuitorului în trupul lui Hristos ca om nu s-a manifestat ca un Dumnezeu, ci în firea umană. Deci, dar era unit cu Dumnezeu. Bineînțeles, unită cu Dumnezeu. Este ca și cum Tiberiu, care ne-a pus întrebare, este șofer de cursă lungă. E, când ești la mașină, Tiberiu, tu ești șofer. Dar tu ai foarte multe calități, tu ești mult mai mult decât atât, dar în misiune ești doar șofer. După aceea, în alte condiții, ești la fel. Bine, deci, e o analogie imperfectă. Ca să înțeleagă că... ce să înțeleagă oamenii? Că nu au fost două suflete. Nu, nu, nu. Unul singur. Unit, unul de om Hristos și unul de Dumnezeu. Nu. Și unul singur, mai că s-a manifestat în firea umană, atât cât firea permitea, pentru că firea umană, trupul ca un vas, Dumnezeu, nu suporta toată Dumnezeirea. Dumnezeirea n-a trecut peste umanitate. Sigur, ar fi forțat alergit-o, dar n-a trecut peste limitele ei, pentru că altfel o rupea, o desființa. Și nu mai era un exemplu pentru noi. O pulveriza. Noi. O pulveriza. Este, da, și împlinea sensul de mântuire atunci. Ne depășea pe noi ca fire umană și am fi zis, el a făcut că putea, noi nu putem, adică, face. Adică Hristos a venit, ne ajută firea umană să se upgradeze. Exact, exact. Dar dacă insista cu upgrade-ul, o pulveriza. Sigur, da. Potrivit puterii și slavei sale dumnezeiești. Da. Părinte, la un moment dat ați vorbit despre această căutare a omului către Dumnezeu și despre faptul că în căutarea lui omul a ajuns să inițieze, să dezvolte foarte multe religii, ideologii, filozofii. Toate sunt ale căutării, rezultate ale căutării adevărului și esenței a originii noastre, cine este Dumnezeu, cum arată El. Credeți că această multitudine de încercări, care de multe ori au dat pe lângă și au desfigurat imaginea lui Dumnezeu, nu au întristat, nu au obosit pe Dumnezeu acolo unde este, deși îl lăsase o cale care să îi, o lumină care să o adulmece omul și să o urmeze ca să nu greșească. Aceste încercări, mai mult sau mai puțin autonome, mai mult sau mai puțin mândre, n-au întristat firea divină acolo? Au întristat-o, evident. E o durere, deși Dumnezeu, mă refer fără componenta umană a lui Dumnezeu. La un moment dat Hristos spune la ai săi, a venit și ai săi nu l-au primit. Deci întotdeauna au avut sentimentul că sunt ai săi și îl căutau în toate tomberoanele, numai unde trebuie, nu. Exact. Cum te simți? Cum spune, două lucruri rele a făcut fiul meu Israel. Pe mine izvorul vieții m-au părăsit și și-a săpat lui își puț străin, fântână fără apă. Fântână, și l-au căutat acolo unde el nu era. Asta este drama și suferința omului, că îl caută pe Dumnezeu acolo unde nu este. Adică Dumnezeu alege, că foarte mulți oameni spun, eu cred în Dumnezeu, dar nu vin la biserică, pentru că biserica este asociată cu clerul, deși membrii bisericii suntem toți cei botezați. Deci eu nu vin la, cred în Dumnezeu, dar nu vin la biserică, pentru că eu pot să am și o relație directă și particulară cu Dumnezeu, fără să mai am nevoie de biserică. Ori este ca și când cel căruia e sete spune, eu pot să beau apă din nori, da, fără să picure ploaia, da, și pot să beau apă din aer și pot să beau... Sau, mai concret, părinte, eu beau apă de la robinet, n-am nevoie de izvoare. Așa, de la robinet, exact. Neînțelegând sau neținând cont de faptul că apa există în univers în diferite forme de agregare, dar nu o putem
consuma și nu ne putem bucura de ea potrivit firii noastre și potrivit structurii noastre biologice decât de la izvor, din fântână. Așa și în cazul lui Dumnezeu. El a ales să se manifeste în biserică. Pot eu să îi impun lui Dumnezeu unde și cum să se manifeste, dacă a ales ca să-și manifeste Shechina, slava sa, în Vechiul Testament, în templu. Și templu era plin de nor și de lumină. Și Shechina, adică slava lui Dumnezeu, odihnea în templu. Și dacă acum Dumnezeu, omul, Iisus Hristos, da, a ales să se ofere oamenilor în trup, spre mâncare în trupul și sângele său, la liturgia euharistică a bisericii, a comunității slujite de către reprezentanții comunității, chirotoniți aleși, care sunt preoții, pot eu să-i impun lui Dumnezeu să mă cuminece, să mă hrănească pe mine altfel decât cum a ales El? Adică de unde atâta pretenție și de unde atâta mândrie și nici nu știu cum să-i spun, atâtea pretenții, da, din partea omului, ca Dumnezeu să facă după cum vrea El, după cum vrea omul, nu după cum știe Dumnezeu de că este mai bine pentru om să procedeze într-un fel sau altul. Cred că încă noi n-avem încă clar care este relația de creator și creatură, de păi Dumnezeu face ce vrea până la urmă cu ale sale. De rob, da. Vorbeați la un moment dat de această relație directă, particulară cu Dumnezeu, în ghilimele. Este, dar este subordonată relației comunitare, pentru că Dumnezeu, care e rostul ei? Pentru că Dumnezeu nu, se arată întregului popor. Dumnezeu se comunică și se oferă tuturor și tocmai prin asta se verifică adevărul, că adevărul trebuie să fie experimentat de mai mulți, ca așa cum se întâmplă și în cazul, așa cum se întâmplă... Avem un telefon, iertați-mă, părinte. Alo? Da. Alo? Da, Doamne ajută. Să rog mâna, dragi părinți. Doamne ajută. Părintea voastră, părintele Cezara, pardon, scuzați-mă. Părintele Maxim Vlad, da, scuze. Frumoasă tematică aveți astăzi, avem cu toții de făcut această tematică despre Dumnezeu și cine este Dumnezeu. În viața noastră, părinte, trebuie să ne trudim și să avem grijă ca Dumnezeu să fie cu noi în tot timpul, în tot locul și în tot lucrul pe care îl facem. Pentru că de la Dumnezeu vine ajutorul. Eu am simțit întotdeauna pe propria mea forță și putere rugându-mă că Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată. Dumnezeu ne scapă, este ajutorul nostru, este scăparea noastră din orice încurcătură, pentru că El este puterea supremă. Este dragoste, este lumină, este pace, este milă. Mă întreb câteodată, părinte, ce ar putea să fie o lume fără Dumnezeu? Ne mai ar fi o viață noi, fără Dumnezeu, ar fi un iad. Păi, ne îndreptăm spre asta. Exact. Cred că începem să simțim că s-a deschis gura iadului. Exact. Pe când viața cu Dumnezeu este un dulce rai. Da. Dumnezeu este o comoară, e o comoară de mult preț, mai presus decât orice bun ce ne-am dorit, orice altceva. Ori altce bun, ce-ar putea să fie mai bun decât Dumnezeu? De aceea nu trebuie să ne lăsăm înfrânți, indiferent ce ne oferă viața, încercări, greutăți, necazuri, probleme, și să-L iubim, să-L căutăm, să-L slăvim, să-L chemăm, și numai așa Dumnezeu ne va scăpa și Dumnezeu nu ne va lăsa. Țărișoara asta aleasă de Dumnezeu și lumea care trăiește acum, stresul în care trăiește, mă uit așa și văd, parcă nu știu ce se întâmplă, încotro ne îndreptăm. Dar ne rugăm la Dumnezeu să nu ne lase și să ne dea putere să trecem peste toate. Da, așa este. Da, un mesaj, cineva spunea că filozofiile și religiile conțin adevărul, dar numai în creștinism aflăm adevărul care este Hristos Dumnezeu. Părinte, în acest parcurs... Da, vă mulțumim mult, Strauna, Doamne ajută. La revedere. Vreau să continui ideea, și anume că este foarte important, pentru că asta e și un răspuns la prima întrebare domnului care ne-a intervievat. Este foarte important ca
prezența și mesajul lui Dumnezeu să fie trăit în primul rând comunitar, pentru că astfel se va observa faptul că efectele sunt aceleași. Că eu, dacă îl trăiesc pe Dumnezeu așa cum mă învață El, remarc aceleași efecte în viața mea ca și celălalt care participă la același, la aceeași liturghie, la aceeași comunitate, care îl trăiește pe Dumnezeu în același mod. Deci efectele, roadele sunt similare. Și atunci prin asta se și atestă, se și certifică adevărul. Unul dintre criteriile tradiției sănătoase, tradiției bisericești, a fost formulat de un teolog din Evul Mediu, Vincențiu de Lerin, care spunea că tradiția este ceea ce s-a crezut întotdeauna, pretutindeni și de către toți. Adică același tip de experiență l-a avut comunitatea umană dintotdeauna și pretutindeni și în orice etapă istorică. Adică Hristos a fost trăit la fel și roadele prezenței lui Hristos au fost aceleași, indiferent de epoca traversată de umanitate. Este același principiu al experimentului din medicină. Se face experiment pe un grup căruia îi se administrează placebo și pe un grup căruia îi se administrează substanța de bază. Și evident că cei care primesc placebo nu știu, dar rezultatele sunt și nu sunt, pe când cei care primesc substanța de bază au același tip de reacții și suportă același tip de efecte, de consecințe. De aceea, în primul rând, trebuie să trăim viața creștină pe Hristos comunitar în biserică și apoi, ca subordonare trebuie, acestui tip de viață, trebuie să avem relația particulară, da, personală. Trebuie să fie un reflex al celui comunitare. Cu Iisus Hristos, exact. Toți oamenii fiind frați, este obligatoriu ca Hristos, așa cum a spus Părintele, să se adreseze tuturor în unitate. În particular, se lucrează dezbinarea. Și intrigile și toate celelalte și care nu sunt. Revenind la cuvântul lui Hristos, adresat lui Petru, cine zic oamenii că eu sunt? Da. Unii spun, a răspuns Petru, că ești Ilie, alții că ești Ioan Botezătorul, din zona teologică, alții toți. Că ești prorocul, alții și așa mai dar departe. Dar oameni, aici, da, la nivelul oameni, s-a oprit la oameni. Și atunci l-a întrebat, dar tu cine spui că sunt eu? Și atunci Petru, cu în duh, spune, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Adică, și Mântuitorul îi spune, bucură-te că nu trup și sânge ți-au descoperit ție acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci, Iisus Hristos este afirmat prin om, de către Tatăl, reafirmat ca fiind Fiul lui Dumnezeu și recunoscut ca atare, pentru că dacă evreii vremii lui Hristos aveau ochii bine curățați, ochii larg deschiși și citeau cu atenție textele Vechiului Testament, textele profetice ale Vechiului Testament, recunoșteau în persoana lui Iisus Hristos, împlinindu-se toate acele cuvinte, toate acele semne și toți acei indicatori care arătau către Iisus Hristos ca fiind Mesia cel așteptat, ca fiind Fiul lui Dumnezeu întrupat. Ai dat răspunsul înainte de a pune întrebarea de final, cum trebuie să ajungem totuși să îl percepem pe Dumnezeu, și răspunsul este, venind de la Mântuitorul, trebuie să depășim nivelul de trup și sânge, adică nivelul obiectivele acestei lumi. Când inima ta va căuta obiective într-o lume morală, spirituală, mai înalt, sincer, bineînțeles, atunci Dumnezeu se luminează și tu înțelegi, urmezi și după tine pot să vină, da, și... Numai sinceritatea, pornirea noastră sinceră de a-L căuta pe Dumnezeu, îi dă lui Dumnezeu voie
să se descopere nouă. Deci sinceritatea este condiția care se cere omului ca să-L descopere pe adevăratul Dumnezeu. Este condiția, una dintre condițiile fundamentale a oricărei relații autentice, discreție și sinceritate. În relație cu Dumnezeu, taina este fundamentală. Și dacă ținem cont de lucrul acesta, atunci relația ține veșnic și de multe ori omul poftește către o relație care să țină puțin mai mult, dacă se poate și veșnic, de ce nu. De la ascultători, vă mulțumim foarte mult pentru atenție și că ați fost alături de noi. Vă așteptăm să mai viitoare la aceeași oră. Doamne ajută! La revedere! Să rămână!